Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din Blades and Soul. După cum vedeți, avem aici așa noul patch, adică The Rise of the Gunslinger. Asta este cel mai nou caracter apărut în joc și a fost lansat ieri, dar a fost lansat la o oră mai târziu, deci nu am putut să fac atunci asta. Dificultatea este easy, o să vedem puțin dintr-un clip aici așa. După cum vedeți aici așa și ne spune și persoana de aici așa, de fapt ne-a spus, astea sunt câteva dintre abilitățile sale. Are foarte mult la atac, la range, da, atac cu range-ul și enhance party. Deci poate să-și ajute și membrii echipei. Este la dificultate 2, deci poate să fie ușor jucat și singurele clase care pot să-l joace sunt Yun și Jin. Dar eu o să aleg Yun, pentru că data trecută am ales... Bătați un pic, așa. Pentru că data trecută am ales Jin și data asta voi încerca Yun, care seamănă cu tipa aia rea de atunci, dacă o țineți minte. Așa, o să mergem mai departe și o să ne customizăm caracterul, da? O să-l schimbăm. Uite așa. Sau... Ok... O să lăsăm normalul, că mi-e mai ușor să mă concentrez. Asta că e de la Gunslinger, outfit. Arată bine outfit-ul. Dacă ați văzut anime-ul, o să știți că tipa care joacă ca Gunslinger are asta, outfit-ul acesta, dar eu nu o să-l pun. O să-l păstrez pe asta default. Compare body type, dar nu vreau să fac una ca asta. Perfect, cea mai bună voce. Acum o să alegem, dar știți că mie îmi place să customizez singură caracterul, deci nu ne vom lua după asta. O să mergem puțin mai aproape. Deci am ales ceva... O să mă duc la asta default, pentru că îmi place înălțimea ei pe care o are. O să mergem așa. Asta, asta... O să dureze puțin, oameni buni. S-ar putea să tai un pic la montaj. Să-i dăm și un nume. Bun, perfect. Și avem clasa de Gunslinger. Bun, și cred că suntem... Oh, e un sunet nou. A, cu noul update-or băgat aici, așa este și au update-ul, după cum îl puteți observa. Și hai să-i dăm bice. După cum s-a auzit, parcă o fi împușcat pe careva, dar stați calm, oameni buni, e numai mouse-ul. Ok, o să așteptăm ca minionul ăla mic să vină pe aici și să își completeze ruta. Dar nu o să vă mai țin așa și eu o să sărim direct pe început. Astea sunt anunțurile. Ok. Tower of Memory. Și acolo vreau să ajung, am auzit că trebuie să fie de un level mai mare. Ok. Astea le-am primit. Select all.
Și asta. Ce ai? De ce nu? Nu știu care este povestea, dar apare nu mă lasă, da, o să o lăsăm așa, pentru că apare nu vrea să închid. Cum închid chestia asta? Exit? Ok, am ajuns. Un pic, sunt foarte aproape de camera. Și, ok, trebuie să mergem să vorbim cu tipa asta. Bun. Ok, o să luăm de aici așa uniforma, dar nu o să o purtăm, o să purtăm cea chestie. A fost un mic giveaway cu tot cu chestia asta, în care poți primi din ăsta Home Moon Points și niște echipament. De obicei ar trebui asta, dar o să luăm. Da, care-i diferent? Ai, am prins. Probabil că nu mă lasă încă, trebuie să termin mai întâi antrenamentul și apoi o să mă lase. Asta are mai mult sens. Nu mă interesează ce spune tipa asta, din simplul fapt că nu are sens. Oricum. Nu știu ce chestia aia de sus, dar... Ok. După cum vedeți aici, așa, am un alt fel de chestie, barea aceea albastră, dacă o vedeți. Aia înseamnă reîncărcările, adică cum avem pistoale, trebuie să reîncărcăm pistolul cu gloanțe. Atunci folosim ce putem. Ha, acum cu ce te mai lauzi mai rapidă decât tine? Am înțeles. Bun, mergem să luăm și pe Lu Sung. Adică tipul ăla malefic care o să ne trădeze până la urmă și nu pot să sar. Tipa asta îi... nu mă interesează, că deja le-am văzut. Ok, voi puteți să băgați prind, ha? E bine, nu suntem toți la fel de norocoși, dar... tipa aia iar o să intre. Bun, uitați-vă numai la ea. Suntem în spatele ei, da? Oh, aparent acum nu a mai făcut așa. Bun. Doar... hai că... așa. Dacă vreți să știți, vă puteți uita la celelalte episoade și să vedeți începutul. Bun, hai. Am foarte mare sensibilitate la mouse dintr-un motiv anume. Jocul ăsta se vede că a fost upgradat. Și încă bine. Ok. Mergem la J. Nu, stai, nu la J. La K, da. Și aici așa ne arată ce am învățat până acum și... vreau să văd ce îmi zice aici. De obicei, când îți alegi unul din ăsta, zice câte ceva despre clasa ta. Deci hai să vedem dacă avem și noi ceva informații. Ok, deci nu mi-a spus nimic. Mă lasești? Press M key. Ok. Aici mi-a arătat cum să ajung la Duel Hall, dar știu deja unde este. Oh, băga chestii în plus. Până acum nu mai spus asta. Ce, nu? Nu mai ai... nu, no, acum nu mai... deci avem asta.
training pistols, standoff, quick shot și reload. Reloadul ăsta e foarte important, va trebui să-l facem pentru a încărca bara asta de aici, așa, asta albastră. Va trebui să facem un reload. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Așa, tu spui ceva nou? Nu? Așa? Cu tine nu vreau să vorbesc. Bun. Așa, să ne încărcăm pistolul. Are 17 din 35. Păi să am grijă cum îl folosesc, că s-ar putea să... Ok. Let us begin with the very fundamentation of martial arts. Your opponent must be targeting within range for their skill to be effective. Even the most powerful skills is worthless if cannot reach the target. The basic skill of a gunslinger are quick shot and reload. Unlike your peers, you do not gain focus from normal attacks. Vedeți cum am spus, nu mai primim acel focus pe care îl avem pe celelalte caractere. Instead, you can recharge your focus by using reload. Adică ne trebuie reload ca să... Ok. Vedeți? Dau un simplu crit din ăsta. Ia să vedem. Ok. Ok. Bun, nu asta trebuia să fac. Ok, una din trei. Așa. Bun. Așa, acri... Ok, de tot așa, asta este exact ca și la celelalte clase. Da, exact ca de obicei. Eu o iau pe aici. Să zbor. Da, mi se pare foarte interesantă clasa asta. Sincer, chiar îmi place. Bun, deci acolo trebuie să intrăm. Știți deja ce o să se întâmple. Mergem, ne batem cu acei training dummies și apoi ne batem cu tipul ăla malefic și apoi ieșim din zona asta și putem să ne punem noul echipament. Cum poți primi acel nou echipament? E bine, e foarte simplu. Trebuia, de fapt, acum nu se mai poate... Deoarece a fost o... Din asta, cum să vă spun? Oh, nu! Mi-a rupt mâna. Chestia asta nu ai cum să-l bați pe tipul ăsta, efectiv, nu ai cum. Ăsta te învață cum să îți recapeți viața și îmi bate foarte tare inima caracterului. Așa, și acum apăsăm pe 1 ca să ne revenim. Așa, ce vreau să spun? A, da, cu echipamentul ăla care l-ați văzut la început, că l-am primit. Este... Cum să vă spun, oameni buni? A fost un giveaway în care toată lumea putea primi câte o chestie din astea, dacă intrai până pe o anumită dată și te logai pe cont și chestii de genul. Eu am făcut asta și se pare că am primit. Ce bine. Master Hong must have faith in you.
Bun, am deblocat încă câteva chestii. Așa. Voi vă descurcați acolo, bătându-vă cu chestiile alea. Mie mi-arată săgeata că trebuie să urc sus. Îmi place foarte mult cum arată pistoalele alea la spate, după cum puteți observa. Bun. Oh, nu, căței! Wow! Ce m-a speriat ăsta. Bă, nu mai apărea așa în fața camerei. Bun, deci e aceeași chestie. Nu știu dacă ați văzut odată trecută. Nu mi-amintesc. Așa. Ok. Partea asta nu mi-a plăcut deloc, tipa asta a fost foarte... De tine mă ocup mai târziu. Luptătorul de sumo. O revenit. Da. Ăștia sunt cu cel puțin 30 de nivele peste mine. Sigurat o să pot să-i înfrunt. Chestia asta e o imagine foarte tristă. Ok, dar... Chestia asta nu... Cine știe ce, așa că o să dau pur și simplu skip și o să mă iau la bătaie cu primele chestii care le văd. Haida! Ce ai? De ce nu faci nimic? Haide, bă! Oh, stai, eu încărcam. Oh, ce tare! Bun. Nu pot să fug. Chestia asta tot nu s-a schimbat. Ok, aici așa, ăsta moare. Mergem mai departe. Și da, nu o să vă țin cu încărcarea asta, ci sărim direct la luptă. Bun. Nu am încredere în timpul asta pentru că... Bine, taci. Bun. Tipa asta îi de partea ălora răi. Vrea să se căsătorească cu generalul nu știu de care și... Oricum nu prea contează, e fiica s-a adoptit, vă, deci... Oh, uitați! Gunslinger, Gunslinger peste tot! Salutare tuturor! Vă salut pe toți! Da, așteptam o invitație scrisă. Trebuie să mă reîncarc gloanțele. Ok, skip. N-am nevoie de așa ceva. Mă duc să îl salut. Vai, dar ce putere are clasa asta, deci e super faină. Bun, toată lumea de aici e Gunslinger, perfect. Bun. Mă duc să strâng oamenii de pe jos și aparent pot să fac ceva, dar... F? Pot să fac ceva? Ce anume pot să fac? Mi-au apărut niște chestii sus. Bă. Pleacă, bă. E plin de player pentru că e noua această nouă clasă și chiar foarte așa. Ok. Chestia asta chiar nu mă interesează. Vreau numai să-i dau un skip rapid. Așa.
Ok, eu am plecat de lângă el, dar vocea lui încă se mai auzea. E plin de gloanțe, oameni buni, deci vă dați seama ce... Și am înțeles că trebuie să învăț ceva nou. Haide, o mă lasă fug? Așa. Că trebuie să ajung în cercul ăla roșu. Cade bomba. Bun. O fi ceva ce pot să fac de cu chestiile alea, cu cârligele alea, dar nu știu eu ce. Sau poate că încă nu ne învață ce. Doamne, dar ce repede cad ăștia. E acolo o chestie din aia mică și adorabilă. Așa. Așa, am terminat pe toți cu câteva gloanțe. Hai să văd. Bun. Eu deja i-am terminat pe toți, bă. Asta încerc să o fac un pic mai rapidă pentru a avea parte de mai multă acțiune. Și în rest o să mai farmez eu, că... Așa, hai că apare... Oi, am uitat să reîncarc. Așa. Bun, și acum mă duc. Am rămas fără gloanțe, oameni buni, și de-aia. Frate, s-o-i mai ușor de bătut. Oh, ce m-a speriat. Nu știam ce e asta. Bun. Dacă o să ne uităm în spatele celor de aici, așa, toți, dar... Bine, mare parte. O mare parte dintre ei, alții sunt de levele mai mari. Nici eu n-aș renunța la caracterul meu de level mare, dar... Ăsta e mult mai... interesant. Adică... E o clasă nouă până la urmă, este și normal să fie mai interesantă. Și este ceva ce vreau să fac. Nu vrea să-mi arate. Deci eu le port, dar nu vrea. Nu vrea să mi le pună. Dar mă rog, hai să facem quest-ul. Ok. Nu știu ce face câu, dar arată foarte interesant. Hai o dată. Așa. Dar uitați-vă că nu este cu nimic mai diferit. Nu știu de ce face așa. Probabil o fi un bug sau ceva.
Aici, așa, peste drum, nu am foarte mult de mers. Ok. Așa. Ia să vedem. Nici nu se vede că aș avea-o pe mine sau ceva. Mă rog. Probabil mai încolo. Asta. Asta s-o auzi până aici, amice. Bun. M-am urcat pe masa lui de ceai, dar nu cred că se supără pe mine, nu-i așa? Nu, n-are cum. De ce s-ar supăra pe mine? Cred că cel mai interesant e caracterul ăsta în luptă, nu neapărat în altceva. Ok, mai sunt suficiente broaște testoase. Plaja asta pentru toată lumea și sunt și scoici. Hei, amice, ăsta era racul meu, încă de la început. Da, chiar au avut o idee bună. Hai să vedem ce fac restul abilităților. Dar am nevoie mai întâi de cineva. A, așa. Ce? Așa, 4. Bun. Ei bine, asta este interesant. Și să vedem 2 ce face. Oi. Ok, nu mai am nevoie de raci, aparent, dar e mult mai distractiv în luptă caracterul ăsta, pentru că îi termin foarte repede. Mă duc să mă bag cu tipul ăla mare de acolo și să vedem ce se întâmplă. L-au omorât ei înaintea mea. Sunt Shadow Skills. Deci acum suntem pe Flame și ăsta e cel pe care va trebui să-l înlocăm. Stun. Așa. Astea cred că sunt basic-urile, încă n-am aflat cum să le fac pe caracterul ăsta, că pe celălalt deja le-am făcute toate numai ca să dau mai mare damage. Și asta e tot la fel. Da. Toată lumea e exact la fel îmbrăcat, oameni buni. Deci nu este... Dar văd că nimeni nu și-a pus chestiile alea. Deci eram destul de sigură că fiind atât de mulți, măcar unul ar fi avut pe el.
Uitați-vă și voi numai cât sunt. Salut, amice. Se dă mare că e mai înalt. Dar nu văd pe niciunul dintre ei cu hainele acelea. Ok. Asta va fi o chestie interesantă, pentru că nu am fost până acum obișnuită ca să mă încarc armele. Și aparent și astea? Nu. Am crezut că îți iau din... Cum să zic? Din energie, din... Da, din energie, putem să-i spunem așa. Din bara e verde. Oricum, mie mi se pare foarte interesant și îmi place că totul decurge un pic mai repede, că nu stăm să ascultăm toate chestiile alea. Da... Chestia asta este enervantă, că durează mult. Ha. Deci nu mă satur să dau cu gloanțele astea. Cu un singur buton îi fac pe toți. Și aparent pot să atac de deasupra, ceea ce nu prea pot să fac cu toate clasele. Primul lucru, vreau să-mi repar asta. Hai, hai, hai. Nu mă lasă, de ce nu mă lași? Nu știu care o fi problema, dar apare nu mă lasă să-mi o fac. Poate trebuie să vorbesc cu tipul ăsta înainte. Gata! Doamne! M-au speriat toate trei dintr-o singură lovitură. Ne ducem aici, avem asta. Da, sigur, de ce nu? Și asta. Ok! Am toate astea. Ce e asta? Oh, sunt arme noi. Bun, trebuie să mergem ca să ne luăm niște arme noi. Care o să fiu un pic mai tare în lupta. Nu cu tine vreau să vorbesc, copile. Cu ăsta l-alt. Da? Hai. Oricum nu stăteam să citesc side quest-urile astea, că sunt foarte ușor de făcut, doar pur și simplu le dai un... Alo? Bă, n-am intrat unde trebuie? Probabil. Văd că s-o schimba și un pic muzica. Ok, hai să îi terminăm pe ăștia din afară. Dacă îmi lasă și mie ăștia. Asta e nașpa, că de obicei când joci multiplayer, riști cam mult să-ți fure ăsta... Să-ți fură kill-urile tale. Sau chiar să se bage peste tine. Dați aici așa skill-uri de Counter-Strike, oameni buni. În direct. Alo. Bun, e cineva pe aproape, deci ori mă grăbesc. Băi!
Nici măcar nu merge să-l ia de pe el. Mie îmi trebuie la quest. Bă, asta a fost mai dur. Facem o reîncărcare. Bun, și să fugim în zona în care... Îi las ei. Că la mine nu mai are rost. Zici că ar fi o mâță care... Nu știu. O călcat în ceva. Niște ciuperci. Nu știu de ce mă apare chestia aia deasupra capului, dar... Zici că avea banderulă din aia ca Naruto, da. Acolo sunt prea mulți, nu am pe cine să atac. Zona asta e prea mică. Așa. Nu mai ajunge spațiu să îl împar cu toți. A, uitați. Deci, îmi place prea mult. Face prea mult caracterul ăsta, oameni buni. Mă distrez prea bine, le dau headshot la toți. Și nu cred că sunt singura care crede asta, adică uitați-vă și voi numai câți oameni sunt aici așa și vor să ia... Haide, ia-l. Ok? Ar trebui să mă întorc în Bamboo Village pentru ca să mă bag într-una din astea și e destul de importantă chestia aia pentru că o să ai quest-uri importante mai încolo. Bun, o să zbor direct prin centru. Ați văzut, oameni buni, ce v-am spus. Uitați-l și pe bumbac. Știți ce nu înțeleg? Dacă tot sunt un gunslinger, oare n-ar trebui să am și o bombe? Ia, poftim. Nici măcar nu se poate apropia de oameni de mine. Nici nu se pot apropia ăștia de mine că le dau de la distanță. Poftim! Am 40 de gloanțe pe arma asta. Bănuiesc că cu cât o să ai arme mai bune, o să ai mai mult din asta, dar nu știu exact. Hei tu, prinde! Bun, să iau și asta și... Tipul ăla mare vrea să se joace cu mine. Da, măța prinsă. Oh, ia să vedem. Hei, vreau să încerc și ce-ul. Adică nu-i de parcă nu le-am încercat deja. Oricum, am luat tot ce aveam de luat. Acum să mă duc să vorbesc cu... dragul nostru prieten, Hajun. Am intrat aici, nu mai putem să ieșim. Să mâncar carmele. Mă întreb oare ce combo o să-mi dea și ăsta de făcut. Da, am venit. E tu bine, așa, gunslinger. Ok. Ok, deci am să te atac cu 2 și apoi... Păi... Am terminat destul de repede, mă, oameni buni.
Pe cine faci tu rookie, bă? Da, eu sunt aia mică, știi? Da. Aș da ca să termin cu asta, dar mi-e frică să nu mi oprească ceva. Ok, deci a spus ceva diferit. I wish young Mac could handle this. Lucky for you, I'm an expert in all this Hang Moon. And I'm gonna train you. Starting now, let's begin with a fundamental gunslinger skill. So, pare, nu pot să pronunț chestia asta corect. You can use crossfire to fill your chamber with explosive rounds. Then you can immediately unload them with the Unload F skill, easy, right? Explosive rounds pack, serious punch. So unload this. Unload is a great way to punish your opponents. Like say some lunatic is rushing at you from a distance. You can use crossfire to keep him in check and load up on explosive rounds. By the time he gets up in your face, you've got enough rounds to hit him with unload F bam. What do you think? Should be fun, huh? Haha. Right, I'm now summon a training dummy for you so you can practice the crossfires she unload combo. Ok, deci, ce trebuie să fac? Trebuie să apăs pe 4 și apoi pe F. Ok. De câte ori trebuie să fac? De 3. Deci trebuie să dau, să dau într-una din astea. Să dau 4. Dar de ce nu? De ce nu mă lasă? Ce are? E băguită zona? Că nu mă lasă. În sfârșit. Nu știu de ce se băguise pentru un moment. But don't get too confident. This was only your first lesson. You still have plenty of opportunities to make a fool of yourself.
Mulțumesc, Hajun, ești o persoană foarte inspirațională. Bun, deci, pe scurt, lucrurile esențiale despre Gunslinger nu au fost încă înregistrate, deci nu are voce Hajun, de aceea a trebuit să citesc eu, pentru că sunt lucruri importante. Bun, dar hai să ne întoarcem. Asta a fost numai un episod de prezentare, o să mai... ăsta... farmez eu un pic, pentru că mi se pare foarte amuzant să mă joc cu caracterul ăsta, nu știu ce să zic. Dar o să mergem, o să facem rost de cealaltă armă, învățăm cum să le reparăm și da, cred că o să fie cam atât. Pentru că în mare parte v-am arătat. Am crezut la început că o să ne dea un alt intro, având în vedere că ne-a fost prezentat după acel, să zic, patch care o să trebuiască să vină 20 și am crezut că o să ne dea un alt început, nu tot același. Dar, mă rog. Aud. Ce? Ah. Sunt foarte mulți care se joacă, oameni buni, nu știu ce să vă zic. Ok, tipul ăsta e mulțumit. Îmi place foarte mult cum sună vocea caracterului ăsta. Ok, chestia asta. Bun, acum o să ne învețe cum să ne reparăm și în sfârșit ne putem repara. Mai nou, nu poți să faci asta dacă ai vreun caracter mai mare înainte. Trebuie să aștepți până ăsta. Alo. Ok, asta le-am învățat. Am cum să mă bag înăuntru și să-mi iau... Dar înainte să mă bag aici? Ai de gând să mi-l dai? Nu, apare nu. Acum pot să-l iau pe mine și să arăt diferit? Nope, arăt exact la fel. Nu știu care ar fi problema, oameni buni. Măcar pălăria să mi-o lase. Să nu-mi zici că tot caracterul bucuit. Asta ar fi destul de aiurea dacă toată clasa ar fi bucuită. Pentru început. Nu vreau. Ok. Bun, ia să... mai întâi să vedem cu ce ne ajută. Deci ne dă la attack power plus 15 și evasion plus 4. Ia să vedem cum arată... Nu, nu asta vreau. Vreau mai întâi să văd cum arată. Simple. Nu asta vroiam. No, se pare că nu ne mai arată. Equip, manage, alter. Oh, așa arată. Asta arată foarte bine. Așa? Uitați-vă și voi numai aici, așa, ce mai pistol. Nici aia de pe Canter n-au așa pistoale. Șmecheră, zici că sunt cărlige de crab. Dar cam atât a fost cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe. Dacă n-ați făcut-o deja, desigur că dacă ați făcut-o, lăsați-l așa apăsat cu mâini. Dar până la viitoare, am fost Cata cu 328, iar noi ne revedem în următorul video. Pa, pa!